Салют Хекли. Я в шоке. Băi, fetelor, cât pișinul m-am prăpădit. Eu dacă o ascultam pe mama, așa fată frumoasă ca mine, dacă mama atât de vreme zicea, fata mamei împărăteasa, mami ca să-i aduci împăratul țării. Dar de unde să-l iei? De unde să-l iei? Și am văzut de mai frumos că vaca și mâna ca deal în satul ăsta nostru. Și că le întrebam pe tăți care vin eu de la Italia, de la Turcia, după la Israel, tății care vin eu, le întrebam, faci, cum e acolo? Tătii idioate le spuneam, că e rău, brândușul, să nu te duci, hai să te prăpădești. Proasta de mine le ascultam. Păi mi-a dat mie în cap, cum e rău, fa? Te duci ca siliot, ca să fii ca tancul ăsta. Cum e rău? Iată, într-o pânzâni, a luat și eu inima în dinți și m-am pornit și eu pe străinătate. Ia chiar să văd eu, așa e de rău la turci? Așa e de rău la italien, la franțuri? Nu m-am ajuns în Istanbul, în Turcia. Pe loc am făcut cunoștință cu Ahmed. Dar și pățan bun la inimă. Fietelor, pe loc m-au găsit cu morojnă pe băț. Dar așa că-i foamă ea. Voi ați mâncat o dată morojnă pe băț? Ei, ați potirit bol jizni. Ia că atenți de câturi și nușit. Și am și dacă îți mai smăriți, dar zbun la inimă. M-am luat la dânsul acasă, m-am găsit cu apă cu fâs. Ați fost un moldovan de-a nostru și îmi dădea vă două pahar de jif și un genunchi acasă. Așa e zbun la inimă. Ia că din Turcia eu am fost în Italia. Italienii, sarmanii, smărunței. Nu crezi că mănâncă numai macaroane. Fetelor, nu zato, pupu unii ajung. Dar așa-i de ghini? Eu am să vă spun, mult fete de-a noastră au lăsat în Moldova copii, casă, mașini, bărbați, tăt, și-au rămas în Italia numai de ce e că italienii ghini, pupu unii ajung. Eu le-am spus, pupați, dar nu rămân. Eu am avut treabă să mă duc la Paris să văd și eu câteți de franțuzoie, franțuzoie. Ești păcătuși! Când în Paris am făcut cunoștință cu un franțuzoi, Pierre. Și m-a luat la dânsul în suburbii, fac și ei cu ora unirii. Ei erau vă 12 și dă eu una. Gâfă eu păcătoși! Le-am arătat eu lor și ne smântăvim și. Lasă știi, și din Moldova, suverană și independentă. Păcătoși. Fetelor, dar cel mai mult din eu mers la Moscova. Da, acolo eu am lucrat la șantier, belem poturile. Cel mai mult am făcut acolo. Acolo, printre altele, am făcut cunoștință cu împăratul țării. L-am adus mamei, l-am prăpădit, nu știu, eu vin și dar l-am dat să-l găsesc. Dacă dintr-o întâmplare, găsesc așa aici, am văzut că Igor așa e frumoșă, doar că așa. Da, ia că atestă că rusoii nu știu română, nu știu moldovenește, știu ei preghini. Pentru că eu într-o seară stăteam la Tverskaya, a venit doi cu vârta, și colica, eu zic, pe țăm baxă. Dar ei zic, și bănuță mă, moșă și bănuță numai pe cursul. Așa că ei știu. Eu acolo am învățat și limba rusă. Iaca, știi cum rusești și spune vaca? Nu știi? Carova, băi! Dar zice-o, corovia. Dar dacă te urci într-un troleibus, cum ai să-l rogi pe călător să-ți perforeze fichetul? Nu știi? Trebuie să spui, zăpărtilea-i pe așa lăută mănătăluță. Și când ți-l părtilești, nu știu, pentru lor nu ți-l mai părtilești. Ei, văd eu pe bine aici. Așa că fie nu să nu ascultați. Vă duceți și voi pe străinătate. Ați câștigat tot. Eu, și-am să vă spun, mă duc să-l cad pe canatul ăsta în eu, ca să-l găsesc, 100%.
Mă credeți? El bă chiar are chiloți cu lampați de cazac. Până să vă cânti Ian Raiul, eu am să-l găsesc pe crăcăna.